Mergem? Ok. Așa, să ne spuneți, vă rog, ce cerere ați avut astăzi în ședință? Astăzi, procurorul trebuia să prezinte integral materialele din dosar. Însă a comunicat că refuză să facă acest lucru și a prezentat selectiv doar alte câteva procese verbale de audiere a domnilor Grozavu și Gamrieschi, care lipseau de la dosar. Cu alte cuvinte, procurorul a refuzat să îndeplinească ceea ce a dispus instanța la ședința precedentă din data din 9 februarie. Aceasta blochează și mai mult, dacă mă pot exprima așa, procesul și îl face pur și simplu inutil și fără sens. Pentru că din momentul în care o persoană acuzată de ceva nu are posibilitatea să vadă toate materialele dosarului, nu poate fi asigurat dreptul la apărare și nu poate fi derulat procesul. Mai mult decât atât, procurorul susține că eu nu am nicio atribuție la acel dosar din 2015 cu privire la falsificarea licitației și nu sunt vizat. O întrebare firească atunci. Păi dacă eu nu am nicio atribuție la dosarul cu privire la falsificarea licitației, despre ce fel de foloase ilegale poate fi vorba? Pentru că în aceste acuzații care îmi sunt aduse aici, tocmai asta și se spune că pentru falsificarea licitației aș fi încercat una, două, șaptea procente, etc. În același timp, tot procurorul spune că nu am atribuții la falsificarea respectivei licitații și la dosarul cu privire la chestiunea în cauză. Erați și dumneavoastră de față care ați intrat înăuntru. Care este sensul procesului atunci? Lucrurile nu se pot derula așa. De asta am și cerut instanții. Să fie încetat acest proces, să fie finalizat urmărirea penală pe acel dosar cu privire la falsificarea licitației, să se vadă cine și ce rol a avut acolo, cine și cum a fost implicat. Și atunci poftim, apărim cu toții pe banca acuzaților, dacă este vreo chestiune. Dar nu învinuiții din acel dosar îmi sunt aduși mie aici ca martori. Am și spus, asta este imposibil. Nu pot fi așa numiții complici martori, mai ales în condițiile în care procurorul spune că oricum n-am avut nicio atribuție la acea chestiune. Lucrurile sunt total absurde, au suport și substrat politic pentru a mă scoate din primărie începând cu 25 mai anul trecut și a o ține tot așa până în mai 2019, după cum se vede. Ăsta este scopul și dacă tot nu pot demonstra nimic în ceea ce mă privește și n-au cum pentru că legea nu am încălcat-o, atunci așa au bătut joc în noiembrie cu referendumul și cu imaginile respective și cu toate celelalte. Ia cât și toată logica la prostiile care se întâmplă. Deci ca să înțelegem corect, procurorul a adus astăzi în instanță doar o parte din declarațiile lui Gamrieschi și Grozavu, din dosarele lor, și restul au spus că nu vă privesc sau care e... Procurorul din nou a prezentat, da, selectiv, doar câteva materiale din dosarul inițial în care am fost vizat și din care am fost scos în mod artificial în data de 12 iulie și tot insistăm că așa este și în cazul Navalny versus Rusia din 2014. Dejungerea este ilegală și nu se poate face atunci când obiectul infracțiunii este același și aceleași persoane sunt vizate în comiterea unei și aceleași infracțiuni. Atunci tot trebuie să fie judecați pe picior de egalitate. Toți pe banca acuzaților, am spus-o de acum de 10 ori, aduceți-i pe toți lângă mine, hai să vedem care și ce prostie o să spună, numai ca să scape basma curată. Este evident acest lucru. Încerc să înțeleg sau eu înțeleg așa omenește familie și copii și așa mai departe, dar este dincolo de orice măsură tot ceea ce se întâmplă și cum se întâmplă, dar totul are un substrat politic, este evident. Acum ați studiat din ceea ce a prezentat procurorul, ați reușit să studiați ceva? Este ședința s-a amânat, ce s-a întâmplat? Procurorul, repet încă o dată, a prezentat doar selectiv câteva materiale care lipseau din dosar, lucru care l-a constatat instanța. Și noi acum am declarat și recuzarea instanței, pentru că instanța data trecută a cerut procurorului să prezinte actele, tot dosarul, până în data de 12 iulie 2017, când s-a făcut dejungarea. Iar acum spune că este în imposibilitate de a mai cere procurorului să prezinte, pentru că procurorul nu vrea să prezinte și face referință la un anumit articol din lege. Păi atunci încetați, oameni buni, procesul, mergem în dosarul respectiv inițial, care încă n-a ajuns în instanța de judecată, cercetăm acolo totul cap-coadă și vedem cine și cum și ce rol a avut. Dar nu are cum să fie derulat acest proces în continuare. În declarațiile respective am găsit contradicții în continuare. La un moment dat, domnul Grozavu spune că a făcut referire la consilier, după aceea face referire la subsenatul. La domnul Gamrieschi, în general, acolo sunt trei versiuni care se bat cap în cap. Și toate acestea arată că au fost puși, în cel mai rău caz, dacă nu chiar din proprie inițiativă, în situația de a
direcționa spre subsemnatul acuzațiile pentru a scăpa de sub urmărire, pentru a scăpa mai ușor sau cum doriți. Dar lucrurile acestea sunt evidente. Uitați-vă la situația dumneavoastră și la situația subsemnatului. Adică, ședința s-a amânat? Acum urmează a fi examinată recuzarea care am depus-o judecătorului și procurorului, pe amândoi am recuzat, de către un alt judecător. Astăzi. Dar, din păcate, sunt sigur că va fi respins ca de fiecare dată, mai ales că am găsit astăzi, pot să vă arăt, domnul judecător Negru a participat, sau mai bine spus, a examinat o chestiune cu privire la această companie de parcări în aprilie 2017 și acolo i s-a spus, sau mă rog, i s-a pus în discuție chestiunea de a mă obliga să pun pe ordinea de zi acel proiect de contract. Și a suspendat examinarea până când se va pronunța Curtea Supremă de Justiție. Deci dumnealui a participat într-o altă cauză civilă, administrativă, a participat la examinare conform codul de procedură penală. El nici nu are dreptul să mai examineze acum ceva, de vreme ce a participat într-o altă cauză pe același subiect. Este clar spus în codul de procedură penală. I-am spus în fața domnului judecător, procesul este inutil, compromis, n-are niciun sens și poate fi doar forțat dumnealui să mă condamne pentru ca să fie numit judecător mai departe peste câțiva ani când îi expiră termenul, sau în general pentru a rămâne sistemul și pentru că sistemul așa funcționează. Funcționează așa cum este dirijat politic de către actuala guvernare. Deci procesul continuă astăzi, ședința continuă? Astăzi ședința nu va mai fi în continuare. Pe două... Domnul Gamrețchi care a intrat numai. Domnul lui vine, pleacă, tot este adus de procuror chiar fără să fie citat. Mă normal să emite citație și este adus. Domnul lui trebuie să, cum spun, să presteze mai departe pentru... faptul pentru răsplata care a primit-o. Uh-huh. Formală, absolut. Domnul Chiertoac, domnul Sateș a dat demisia din primăria de văz. Dumneavoastră... A și depus-o sau doar a anunțat? A anunțat și urmează în aceste zile să-și depună. N-am reușit să urmăresc când de aproape. Cert este că la Bălți se încearcă preluarea puterii locale așa cum s-a făcut lucrul acesta la Chișinău. Aceasta desființează democrația locală, lucru despre care ne vorbește deschis și deja de multă vreme Consiliul Europei, Congresul Puterilor Locale. În martie va mai fi un raport asupra Moldovei cu privire la încălcarea democrației locale. Acesta este un aspect și cred că aici este o similitudine de situații. În ceea ce privește partea a doua, politică, dacă doriți, aici lucrurile sunt ceva mai complicate, probabil pe fondul discreditării tovarășului Dodon, care se vede clar că a ajuns doar să fie un purtător de cuvânt al lui Plahotniuc, pentru că atunci când a spus el să-și dea Chiertoacă demisia că ar fi demn pentru alegeri, n-a făcut altceva decât a fost pus, a executat indicația domnului Plahotniuc prin care să spună treaba asta în ideea că eu voi proceda invers. Că doar așa a fost și cu Maia Sandu, nu? Ieșim și o susținem pe Maia Sandu, ca de fapt să-l susținem pe Dodon. Așa cum Dodon a fost pus să iasă, ca să facă presiune asupra mea, astfel încât eu să procedez invers față de cum spune el. Asta deja este o chestiune clasică. Respectiv, pe fondul discreditării lui Dodon, să își întărească Rusia un alt actor în Republica Moldova, și anume Renato Usati, pentru că este cert și unul și altul. Amintiți-vă cum la alegerile prezidențiale, la Moscova, făceam înțelegeri cine pe cine să susțină în turul 2. Deci partea politică, din păcate, este în defavoarea Republicii Moldova. Deci ori Dodon, ori Usati, pentru noi nu ne rezolvă problema, ei oricum reprezintă interese străine în Republica Moldova. Dumneavoastră nu vă veți da demisia, nu veți urma. El menționa că nu vrea să dea primăria democraților, în acest motiv și-a dat demisia acolo. În mod normal, lucrurile în Republica Moldova trebuie să se desfășoare corect și legal. Congresul Puterilor Locale al Consiliului Europei a spus că la primărie se găsesc persoane neautorizate. În mod normal, acele persoane trebuie să-și dea demisia și persoana aleasă de către cetățeni, în cazul dat subsemnatul, trebuie să-și poată duce mandatul până la capăt, chiar dacă este acuzat de ceva. Am spus și procurorului judecătorului, vă rog să-mi arătați o persoană în Europa, un primar în Europa suspendat din funcție, aflat sub banchetă. Unu. Și atunci discutăm altfel. Vă rog să-mi arătați o singură persoană, un singur primar în toată Europa suspendat în perioada anchetei, în perioada în care este iată așa târât prin instanțele de judecată. Abia după ce este emis o hotărâre a instanței definitivă și irrevocabilă, adică în toate instanțele, în cazul dat judecătoria Chișinău, Curtea de Apel, Curtea Supremă, abia după aceea se poate pune problema încetării mandatului și după Curtea de Apel suspendării, în cel mai rău caz. Dar în realitate nu există niciun primar în Europa suspendat din funcție și cer în continuare autorităților statului și guvernului să îndeplinească aceste atribuții. Domnul Chiertoacă, dar care e scopul de a fi primar suspendat până la urmă? Adică
Scopul meu este să primeze legea, să existe un minim de lege. Sau, cel puțin, cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă că nu există niciun fel de lege în Moldova.